Oana Zăvo... ah, Oana Zăvoranu, a, bine, e pe Spy News, vă dați seama. Atac la Klaus Iohannis. Nu e glumă. Chiar candidează la președinție. Cine? Oana Zăvoranu candidează? Ar fi perfectă. Pentru România ar fi exact ce trebuie. Aș vota-o cu două mâini. Eu de-abia aștept să candideze cineva de genul Oana Zăvoranu la președinție. Cu două mâini aș vota-o. Vorbesc foarte serios. Măcar să fie, oricum în România e bătaie de joc, măcar să fie ceva ca lumea. Știm cu toții că Oana Zăvoranu, poate îl pune pe sucre prim-ministru. Oana Zăvoranu nu mai contează după aia. Când e Oana Zăvoranu, Oana Zăvoranu crede că dacă ești președinte, ești un fel de rege peste o moșie, știi? Un fel de boier. Nu, nu mai contează. Pui pe cine vrei, ar pune pe sucre, probabil. Nu ai zis că îi place de sucre? L-ar pune pe sucre prim-ministru. Deci, practic, eu îl votez pe sucre, prin extensie. Știm cu toții că Oana Zăvoranu spune tot timpul direct ce are de zis. Da, domnule, bineînțeles. Iar de această dată a surprins pe toată lumea. Cine? Oana Zăvoranu? A apărut citind o carte sau ce s-a întâmplat? Bruneta își dorește să candideze... A, ah, nu. Să candideze la președinția României. Și a avut un mesaj dur la adresa actualului conducător, Claus Iohannis. Ia. Yeah. Oana Zăvoranu a surprins pe toți fanii ei. surprins pe toți fanii ei. Din mediul online? Bine. Răzvan Paltin la Spine News. Atunci când unul dintre ei a întrebat-o dacă nu s-a gândit vreodată cum ar fi să devină președinte al României. Adică, vă dați seama, unul a întrebat-o, băi Ioana, dar nu știu, te-ai gândit vreodată să fii președinte, un om ca tine ne-ar trebui, genul ăla, știi? Un om ca tine ne-ar trebui, nouă, domnule. Te-ai gândit să fii președintele României? Atât te-ai trebui vă dați seama. Chat, vă reamintesc, Oana Zăvoranu este cea care, după ce a murit maică sa, uh, a organizat, și știți cum e românul, românul nu are nevoie de pomeni. El nu vine la pomeni, nu, nu vrea lucruri gratis. Da? A organizat, după ce a murit maica sa, un fel de donație ale uh, donație, a hainelor lui maica sa și hainele lui maica si le dona cu avea nevoie. Și era ea, v mai spus asta, era ea într-o cameră din casa lui Măsa, bineînțeles. Bine, toți banii stau ai lui Măsa, că ea n-a avut totuși bani banii lumos să sunt al Taxo care a fost un și un escroc a fost și condamnat la pușcărie în fine trecem peste uh, și un giveaway bravo mă a, a organizat un giveaway și ca asta era cel mai amuzant bineînțeles cu televiziune cum se face cu adevărat nu așa cu televiziune cu camere cu tot ce trebuie și s-a așezat ea avea un birou acolo și venea oia Aici sunt hainele. Doar una? Doar una să luați, doar una. Da, hai că iau asta, cât aș putea să iau? Păi dacă o pun pe OLX după aia, așa. Ea mai zicea ceva, da, da, și aici sunt... Da, 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 bine, stai, stai dacă acolo și -o să mă uh, Hai că o să o iau pe asta. bine, sănătate. Și aici, dacă vreți o poză și o autograf cu mine... Nu, o să mulțumesc, cam, cam asta a fost. Uh, la revedere. Intra următorul. Hai că o să iau și o bluză asta. Se potrivește. Da, și aici dacă vreți poză cu mine la masă. cine ești, Matale? A, ești fata aia de la Antena Stars. Frumoasă ești, mamă. Frumoasă. Prezinți emisiunea aia de la... Ești frumoasă. Da, îmi place, îmi place de tine. Bine, hai că eu o să iau asta. Nu, ma... nu domnule, eu sunt Oana Zăvorcă, eu vă dau hainele astea. Cine? Hai, mama, că eu nu prea aud. Lasă-mă, lasă-mă un pic să mă concentrez aici. Da, hai că iau cam așa asta. Mulțumesc, mama, mai am plecat. Așa era. Deci ea era acolo, practic, pentru ea, vă dați seama. Adică ea s-a gândit, mamă, ce imagi, toată televiziunea, a, a fi norocire, voi apărea pe toate posturile, cum dau eu, cum sunt. Din... Era eu exact un fel de, parchez mașina, dau două milioane și pagă, știi? Exact atitudinea aia era. Dar nu băga nimeni în seama, bă. După care, când a văzut că nu are nimeni nicio treabă cu ea, vă dați seama, pur și simplu nu băga nimeni în seama. Mulți dintre ei nu știau cine e. S-a dus acolo și a zis, domnule, nu mai puteți lua haine decât dacă faceți o poză cu mine. Deci faceți poză cu mine și după aia luați haina. Nu așa. Dacă luați de haine după aia plecați și nu mă băgați în seamă. Eu vorba eu de asta sunt aici. Deci a fost superb. Am râs, bă, am râs cu lacrimi. Mă tăvăleam pe jos de râs. Era a, extraordinar. În fine. Ei bine, lucrurile par mai serioase ca oricând. Asta deoarece Bruneta a ținut să precizeze că și-a propus acest lucru și vrea ca în anul 2024, oh, te rog, te rog să nu te răzgândești, să facă asta și să arate tuturor că e cea mai bună și merită să fie la conducerea României. Pe eu chiar cred că merită. România ar merita în fruntea ei exact pe cineva ca Oana Zvoran. Nu cred că este cineva mai potrivit. Nu cred că există cineva mai potrivit decât Oana Zvoran la conducerea. Eu vorbesc foarte serios. Ăsta e românul. Românul e practic Oana Zăvoranu. Gură mare, tupeu, păi eu am bani, dar ce vezi, săracule, că eu sunt. Genul ăsta. Ar fi exact ce trebuie. Exact ce trebuie Oana Zăvoranu. Aș vota -o cu două mâini. Te rugăm, Oana, nu cumva te răzgândești. Vor fi oameni, dacă auzi mesajul ăsta, Oana, vor fi oameni care vor încerca să zică, domne, nu e de tine politica, uite ce-a pățit ăla, că e mâncătorie mare. Nu e, Vor doar să te împiedice să-ți spui inteligența și capacitatea în slujba noastră, a românilor. Noi te așteptăm ca pe pâinea caldă la, în fruntea țării. Tu ești cea care trebuie. Tu ești cea care ne trebuie nouă românilor. Ai în mine cel mai mare susținător. Cel mai mare. Exact. Să știi că nu e o glumă. Bine, acel moment când trebuie să uh, reasiguri oamenii că nu glumești. Vezi, genul ăsta de mesaje sunt la ordinea zilei. La modul foarte mulți dintre voi m-ați întrebat de unde mi-am cumpărat acest tricou. Ei, iată mă văd nevoit uh, să vă răspund. De la această firmă de haine foarte, foarte bună. Dacă tot m-ați întrebat, uh, vă răspund. Uh, genul ăsta de mesaje sunt la ordinea zilei. Nu trece zi la ordinea zilei, tocmai înseamnă. Nu trece zi fără să nu -o întrebe cineva, Oana, vino la președinție. Sau când vii, să o întrebe, nu? Când vii la președinție? Te rugăm, nu mai putem, Oana, doar tu mai ești. Aici, ce... mai gândesc un pic, nu e așa de simplu. Mai am și alte treburi de făcut. Apar la capatos. E destul de important, totuși. Nu știu, poate, poate. Hai să vin să vă salvez, vă proștilor. Pe conturile mele. Da, oamenii văd în mine un lider. <laughs> și e evident că au și de ce. <laughs> Domne, în fiecare zi pe conturile mele, îmi spun oamenii, candidează Oana. Candidează Oana. E normal, pentru că văd în mine un lider. Cineva care i-ar putea conduce spre o... spre o viață mai bună. Și au și de ce. Normal. M-am certat cu maică mai ani de zile. I-am dorit moartea doar ca să intru eu în posesia banilor. Bani furați de taică mă pe vremea comuniștilor. Cum să nu vadă în mine un lider? Sunt exact ce trebuie pentru România. Exact. Da, 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 da. da. Eu am demonstrat că pot că de surdomute e plin. La figurat, firește, între ghilimele, mă, deci nu luni de persoane cu deficiențe de auz, da? Nu. Să nu-mi sară în cap că sunt bullyingăreasă. <gătos> A spus Oana Zăvoranu pe pagina sa de socializare, adică, domnule, să nu crezi că fac bully pentru oameni cu deficiențe. Nu, domnule, așa la mișto, surdomuți, așa, între ghilimele, nu chiar că sunt surdomuți. Eu spun ce am de spus, nu sunt surd o mută. Ha? Ia lăsați-mă cum pace. Da, sunt hotărâtă să candidez în 2024. Doamne ajută. Doamne. Doamne. Te rog Oana Zăvoranu, cand... nu contează din ce partid, eu o votez oricum. Independentă să fie, nu contează. N-am treabă. Sunt mult prea mulți oameni care mă roagă să fac asta. Cine te roagă mă Ioana? Arată-ne și nou un om real, fără vrăjeli, conturi false. Mă, un om care te roagă, te rugăm, Oana, candidează la președinție. Mă, unu. Unu. Și nu la mișto. Dacă domnul Latex a făcut-o, cine? Domnul Latex? Eu, nu, în afară de mine. În afară de mine. Cine e, doc... cine e domnul Latex? Pepe? Pepe este domnul Latex? De ce Pepe? Cine e mă domnul Latex? Mă rog. Dacă domnul Latex a făcut-o, eu pot fi mult mai bună și pregătită să conduc cu cap și... cohones țara asta. Da. Da. Tu și te, ro te rugăm, Oana, uite, să fac o sugestie, poate, nu știu, dacă ții cont de ea sau nu, depinde de tine. Te rugăm să o iei lângă tine pe o altă mare femeie puternică a României, Ana Maria Prodan, Region Camp. Ați fi un duo, ea este la fel, extrem de puternică, un lider, cohones, o femeie care n a pierdut niciodată nicio bătălie. Da? Un, o locomotivă, o adevărată locomotivă. La fel, care trește și acum pe banii mai căsii, Ce și anume Ana Maria Prodan Regenkamp. camp. Ar fi, eu cred că ai nevoie de ea, să știi. Eu cred că ai nevoie de ea. A mai spus Bruneta pe pagina sa de Instagram, acolo unde mereu e foarte activă. Da, pe unde altundeva să fie activă? Ce face Oana Zavoran? La fel să spargă banii lui Măsă. De-a lungul timpului, Iona Zăvoranu a fost considerat un personaj controversat în showbiz. Asta pentru că Bruneta a fost implicată în mai multe scandaluri. Deci a fost considerată un personaj controversat, nu o mahala joaică. Nu, un personaj controversat. Care au ținut-o zile întregi pe prima pagină. Doar asta a ținut-o pe prima pagină. Scandalurile. A fost singurul lucru care a ținut-o pe prima pagină. Faptul că a fost implicată în scandalul cu Măsa când îi dorea moartea ca să-i dea bani. Se știe foarte bine că Oana Zăvoranu spune mereu direct în față tot ce are de zis, iar uneori cuvintele dure pe care le adresează nu sunt primite tocmai bine de ceilalți. Uh oh, Din acest motiv, Bruneta, dacă mai spun o dată, Bruneta, mor. A fost implicată în discuții acide în toată această perioadă, dar cu toate astea, cu toate astea, Oana Zăvoranu a mers tot înainte și nu a încetat să fie altfel. Au mai plătit Oana Zăvoranu un articol la Spy News Chat. Gata! Asta a fost, vă pup YouTube! Și uh, cum e pe YouTube, nu uitați să vă abonați și să uh, da lăsați un like.